Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea! Vreau să vă vorbesc astăzi despre unul dintre subiectele pe care le văd cel mai des întrebate sau discutate pe grupurile de români din Austria și în special pe grupurile de mămici din Austria sau din Viena pentru că vreau să vă vorbesc astăzi despre dreptul mămicilor sau al tăticilor de a lucra în timpul în care sunt acasă în concediu de creștere a copilului. Acesta este subiectul despre care vreau să vă vorbesc astăzi, să vă spun care sunt condițiile, în primul rând să vă spun dacă aveți dreptul să lucrați în timpul concediului de creștere a copilului, care sunt condițiile, care sunt opțiunile pe care le puteți alege, pentru că acestea sunt cel mai des întrebările pe care le văd pe grupurile de români. Nu înainte însă, știți ce urmează acum, să vă rog să vă abonați acestui canal, apăsați acolo butonul de abonează, te subscribe și să dați un like acestui clip dacă vă place și de ce nu, dacă voi considerați că informațiile sunt utile altor persoane să distribuiți acest clip pentru a ajunge la cât mai multe persoane și pentru a fi de folos celor care, într-adevăr, au nevoie de informațiile pe care o să le găsiți în acest clip. Vă mulțumesc așadar, subscribe, like și uh, scuze pentru vocea pe care o am astăzi, este perioada de toamnă-iarnă și gâtul meu este un pic sexibil. Nu știu ce s-a întâmplat, dar de câteva zile am așa o voce care nu sună foarte uh, sănătos. <laughs> Dar sper să fie ok și să mă auziți bine astăzi. Și trec acum la subiect și anume la vă spune cum este situația referitor la posibilitatea părinților care stau acasă în concediu de creștere a copilului de a lucra în acest. Timp. Iar înainte să încep propriu zis, vreau să vă spun două lucruri. Carent și kinder Geld. Sunt foarte importante aceste două lucruri în subiectul de astăzi și chiar dacă de cele mai multe ori vorbim împreună despre cele două cuvinte pe care vi le-am spus eu mai devreme, ele sunt lucruri diferite. Carent înseamnă concediu de creștere a copilului, adică perioada în care părintele stă acasă fără a merge la lucru iar Kinderbetreuungsgeld este suma de bani pe care părintele o primește în acest timp al concediului de creștere a copilului conform sau de-a lungul duratei de timp de uh, carenți pe care a ales-o inițial. Iar în cazul uh, kinder Betriebs Geld există două variante pe care uh, mămicile sau tăticii uh, le pot alege și anume este varianta paușal în care suma de bani corespunzătoare uh, concediului de creștere a copilului este împărțită și uh, transferată părintelui respectiv lunar în funcție de numărul de luni pe care părintele le-a ales uh, și anume în funcție de durata carențului, care poate să fie un an, un an și jumătate, doi ani și așa mai departe. Fiecare alege această perioadă, iar suma de bani se împarte la numărul de luni corespunzătoare. În cazul în care părinții aleg cea de-a doua variantă și anume Up uh, abhängiges, adică care depinde de venitul realizat de părintele respectiv în perioada anterioară uh, carențului, atunci maxim suma de bani este de 80% din veniturile realizate anterior, iar durata maximă este de un an de zile. Este foarte important să facem aceste uh, distinții uh, la început. Pentru a înțelege mai apoi condițiile pe care trebuie să le respectați dacă vreți să munciți în perioada carențului. Și ca să răspund la prima întrebare, și anume aceea um, referitoare la faptul dacă părintele respectiv, mama sau tata, are dreptul de a lucra în perioada în care este în carenț și primește kinder Geld, răspunsul este da, îndeplinind sau respectând anumite condiții. Așadar, puteți să lucrați în perioada concediului de creștere a copilului alegând una dintre cele două variante pe care urmează să vi le spun eu. Prima variantă este o variantă care impune o limită a venitului suplimentar anual pe care îl realizați. Iar cea de-a doua variantă impune o limită de timp în care puteți să lucrați pe lângă uh, concediul de creștere a copilului. Deci cele două variante sunt uh, disponibile. Prima variantă uh, se numește Gering Fugig adică este foarte important să știți că nu este un job part-time, uh, să spun așa. Este pur și simplu un uh, job care vă impune o limită a câștigului anual pe care îl puteți realiza suplimentar față de Kinder Geld, pe care îl primiți pentru concediu de creștere a copilului. Iar valoarea aceasta a venitului suplimentar uh, depinde de varianta de Kinderbetreuungsgeld pe care ați ales-o. Dacă ale, ați ales varianta de Kinderbetreuungsgeld paușal, atunci venitul suplimentar anual nu trebuie să depășească valoarea de 7300 de euro pe an, adică 475,86 de euro pe lună. În cazul în care ați ales varianta de Kinder Geld, care depinde de venitul realizat anterior, atunci suma pe care o puteți câștiga este de 16.200 de euro pe an, adică 1.230 de euro pe lună brut, înseamnă 1.040 de euro pe lună net. Deci, Acestea sunt valorile venitului suplimentar pe care nu trebuie să le depășiți în cazul în care optați să lucrați pe lângă concediul de creștere a copilului într-un job uh, care uh, poartă denumirea, să spun așa, de gering fugging nebembeșeftigung. adică gering fugging știți foarte bine că se referă la o anumită limită a venitului care nu este impozitabilă. Uh, Există așadar două contracte diferite, contractul de Kinderbetreuungsgeld și contractul pentru jobul respectiv. Acest neben job uh, poate să fie la angajatorul la care ați lucrat înainte de a intra în carenți sau poate să fie la alt angajator, nu are importanță acest lucru doar că o să primiți un contract separat, deci nu are legătură cu contractul de Kinderbetreuungsgeld. O să primiți un contract separat de la angajator. Din păcate, nu există acea protecție de concediere în perioada aceasta de carență, adică angajatorul vă poate concedia pentru că știți bine, în perioada în care sunteți însărcinate și mai apoi în perioada de carență angajatorul nu vă poate concedia, dar dacă a aveți și acest neben job, cel de-al doilea job, să spun atunci de la cel de-al doilea job angajatorul vă poate concedia, nu aveți uh, o protecție. Să spun că nu puteți să fiți uh, concediate. Iar contractul acesta încetează în momentul în care se termină carențul. Pentru că ele sunt două contracte separate, dar uh, se fac uh, una depinzând de cealaltă. Deci, în momentul în care aveți acest neben job și se termină carențul, se termină și contractul pentru neben job și intră în continuare contractul de muncă așa cum era înainte de a intra în perioada de uh, mutărșuți și uh, de carenți și așa mai departe. Iar în cazul în care se depășește această limită de venit suplimentar pe care v-am spus-o mai devreme, nu se oprește carențul. Este important să țineți minte acest lucru, dar o să fiți nevoiți să plătiți asigurare medicală conform normelor în vigoare pentru venitul pe care îl realizați. Și atunci nu este avantajos. Pentru că o să dați banii pe care îi obțineți de la uh, acest de-al doilea job uh, pentru asigurările medicale și taxele pe care trebuie să le plătiți. Cea de-a doua variantă este cea care impune o limită în ceea ce privește durata de timp în care puteți să lucrați de-a lungul unui an. Și aici mă refer la faptul că. În momentul în care sunteți acasă în concediu de creștere a copilului, puteți să lucrați 13 săptămâni pe an, indiferent de venitul pe care îl realizați. 13 săptămâni pe an la același angajator pe care l-ați avut înainte de a intra în concediu de creștere a copilului sau la un alt angajator, este decizia voastră. Uh, sunt încă o dată spun, două contracte diferite, cel de carență și cel de uh, Uh, angajare, dar se fac unul în funcție de celălalt. Adică, în momentul în care se termină carențul, se termină și cel de-al doilea contract pe care îl aveți în perioada de carenț, și apoi intrați în contractul pe care l-ați avut înainte. Am mai spus acest lucru, dar tot repet să fie uh, cât mai explicit. Iar cele 13 săptămâni se referă la întregul an. Dacă aveți carențul, împărțit pe doi ani, să spun, adică jumătate a fost anul acesta, jumătate anul viitor, pentru că așa s-a născut copilul, nu la 1 ianuarie, atunci cele 13 săptămâni se reduc corespunzător în funcție de numărul de uh, săptămâni lucrate într-un an. Să spun că dacă un an are 52 de săptămâni și aveți dreptul la 13 săptămâni lucrate, în cazul în care aveți jumătate de an sau, nu știu, să spun uh, 24 de săptămâni, atunci aveți uh, dreptul să lucrați un număr proporțional de săptămâni, adică pentru 24 de săptămâni înseamnă 6 săptămâni Timp în care puteți să lucrați pe parcursul uh, anului respectiv, urmând ca celelalte săptămâni să le uh, lucrați anul viitor, timp în care aveți uh, și beneficiați de Carenți și de Kinder Betroyums Geld. În această perioadă în care aveți acest cel de-al doilea job, pentru numărul de săptămâni corespunzătoare, um, angajatorul vă poate concedia, nu există această protecție împotriva um, concedierii, deci nu se aplică aceleași reguli, dar este bine să știți că nu există o limită a venitului suplimentar pe care îl puteți realiza, doar că pentru veniturile respective plătiți impozite și taxe, trebuie să le declarați în declarația fiscală și atunci o să vedeți dacă uh, este rentabil să lucrați sau nu, uh, este decizia voastră și încă o dată spun că trebuie să vă calculați foarte bine aceste uh, cheltuieli, venituri și așa mai departe taxe pe care trebuie să le plătiți uh, în urma completării declarației fiscale. Și încă un lucru pe care vreau să îl spun legat, la, uh, legat de această opțiune este faptul că luna... Se consideră o lună întreagă, în sensul în care copilul s-a născut, de exemplu, pe data de 18 a lunii respective, atunci se consideră luna următoare ca fiind lună întreagă în calculul uh, numărului de săptămâni pe care aveți dreptul să le lucrați. Deci, chiar dacă copilul s-a născut uh, mai târziu în luna respectivă, aceasta nu se calculează pentru a stabili durata maximă pe care în care puteți să lucrați în perioada în care sunteți acasă în concediu de creștere a copilului. Și cam acestea au fost informațiile pe care am vrut eu să vi le spun. Da, puteți să lucrați în uh, perioada concediului de creștere a copilului, fie respectând o valoare uh, limită maximă a uh, venitului suplimentar, fie respectând o durată maximă de lucru în perioada aceasta. Sper să vă fie de folos și uh, de ce nu să distribuiți acest clip persoanelor care știți că uh, au nevoie de aceste informații. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi pe Facebook, pe Instagram sau chiar. Aici în secțiunea de comentarii pe YouTube vă aștept cu întrebările pe care le aveți sau orice vreți voi să îmi scrieți, orice vreți voi să îmi transmiteți. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit și până data viitoare vă pup! Pa, pa!